Pătuțurile și lenjeriile au ajuns astăzi dimineață la spital. Urmează să fie sterilizate, iar în următoarele zile vor fi puse în saloanele de nou născuți. A fost o donație a Crucei Roșii România, 6 pătuțuri pentru nou născuți și 260 de lenjerii pentru pătuțurile aflate pe secție. Secția de neonatologie mai are aproximativ 50 de paturi, însă diferite de cele primite astăzi. Donații către maternități s-au făcut în toată țara tot astăzi. Dar Botoșaniul a fost unul dintre puținele județe unde Crucea Roșie a dăruit și paturi pentru nou-născuți. Mai avem încă 50 de pătuturi, dar sunt diferite. Nu sunt așa. Sunt în mai multe... Trașe. Sunt o parte donații, o parte... ale spitalului, mobilierul spitalului din diferiți ani. Astea sunt cele mai noi. Ceea ce este de remarcat este că de lenjerii s-au bucurat toate filialele, deci toate secțiile maternitate din celelalte județe ale țării. Pătuțuri noi au primit un număr redus de filiale, în special din zonele defavorizate, așa cum este și Botoșani. Ne-am dorit mai mult, sperăm ca pe viitor să putem dezvolta proiectul ăsta și să putem sprijini mai mult comunitatea. Inițiativa a pornit în prima jumătate a anului 2017 și a venit din partea Crucii Roșii România, cu sprijinul unei companii internaționale. Valoarea donației se ridică la aproximativ 14.000 de lei.